Între timp, Adrian Ionache mi-a și dat filmulețul de la Mendeley Bay din Las Vegas, când băiatul la instalator, ce era? Da, era inginer, să știi că era inginer. Inginer, da. Așa... A venit să repare aerul condiționat dansa, și... Dansa pe... James Brown. A venit la domnul Elvis. O melodia pe care o cântai tu este adevărat. Deci Adrian Ionache spune adevărul, domne. Viața ta este, așa cum spuneai, ar putea fi viața din vis. Fără nicio discuție. Subiect de film. Subiect de roman, de film. Film, da. Ai și jucat în filme, mă rog, ai încercat de toate. Am jucat în ultimul ăsta lui Radu Jude, Babardeală cu Bucluc, în pandemie, care a luat foarte multe premii la Berlin, la Veneția. Au început iară filmele românești. Acum am auzit de team building foarte, da. Am râs copios. Mai ales pe comedii, filmele românești au început să facă public serios, numeros, să bată filmele din afară. Da, și eu am un semn bun de revirement. Da, în cadrul național de fotbal artiștilor avem colegi care sunt Răzvan Oprea, regizor foarte bun și actor foarte bun la Teatrul Național și care a jucat și în filme, în serialele alea de la Pro, cu fotbal, cu... Andrei Mateiu, care da. Joacă în filme foarte și ne insuflă și nouă dragostea pentru film. Și unii dintre noi avem... Vârciu a început să-și facă Vârciu, filmele da. Lui, care iar au prins, acum, au avut succes. Fratele Jean de la Craiova a jucat și el într-un film, a venit la mine la... A prins gustul. A prins gustul și el de filme. Acum e în Las Vegas, mi-a trimis vedere. A zis, ce faci, frate, mi-e dor de tine. El se duce des. Da, e un băiat minunat. Și în turneu cu Bebe Mihu, impresarul nostru, pe care îl salut. Revenim la tine, că vreau să profit de această prezență, pentru că mai am 5 minute, te mai prind și mai avem vreo 15 minute. Ai avut... Ești special din mai multe puncte de vedere. Ai fost foarte vânat de presă o lungă perioadă pentru că presa te bănuia că ai o relație în paralel. Da. S-a confirmat. Da. Aveai relația cu Iuliana. Dar te-ai despărțit de cea care ți era soție și ai rămas în relații foarte bune. Da, da, da. Iuliana e în relații bune cu... Sau mă rog, a fost în relații bune. A fost, nu mai sunt, dar da. Important de tot ceea ce facem. Eu respect da. Și le... Da. Le mulțumesc. Nu te-ai despărțit într-o manieră românească, că la români nu prea e tradiție în sensul ăsta. Noi tot ce facem, cum ai reușit? Și noi, și, adică și eu și mamele copilor mei, facem pentru copii. Deci nu ne mai punem noi în primul rând. Tot ce facem pentru ei. Și atât sunt atât de înțelegătoare și Corina și Iuliana, încât tot ce trebuie făcut bine pentru copii. Și apropo de Iuliana, de relația ta cu Iuliana, spuneai că o relație trebuie să fie ca o vacanță. M-a impresionat. Pentru că ai spus niște chestii, nu o să citesc chiar tot, Iuliana are foarte multe calități, este sprijinul meu, este tot ce am, este ca un roman care nu are sfârșit, este ca o carte pe care o iei și nu poți să o mai lași. Suntem de 26 de ani împreună și am învățat că nu trebuie să intervin spațiul celuilalt. Ce contează cel mai mult într-o relație adevărată? Măi, aerisirea asta, aerul. Serios? Aerul. Aerul. Fiecare individ are nevoie de aer. De spațiul lui. În spațiul lui. Și când are nevoie să comunice cu partenerul, se simte asta. Nu trebuie să te programezi. Să te ajuți în meserie, cum face ea, de lucrează foarte mult la concertul meu de 2 luni și mulțumesc din suflet ei, lui Daniel Sindilă și lui Daniel Iordăchioaie, care nu este în cea mai bună formă fizică, e chiar bolnăvior și totuși vine la sală, repetă, scrie scenarii, deci plac oamenii ăștia, cum să dedicați. Nu fii fericit. Da. Dedicați. Și atunci asta eu cred că e succesul într-o relație. Aerisirea, cel mai aerul. Mai ales că ai, ești vedetă și unul și celălalt. Ai publicul tău, ai admiratorii tăi. Nu trebuie să intervii pe terenul celălalt niciodată. Și... Bun, și ia când îți dă timp liber, tu ce faci? Dar nu trebuie să-mi dea nimeni. E nu, vorba vine. Nu-mi dă... Spațiul tău, liber, ce faci? În spațiul tău liber. Ce fac? Fac ce-mi place. Călătoresc, joc fotbal, cânt, adică eu am activitate bogată care mulțumesc lui Dumnezeu, e ca o vacanță. Mm-hmm. Pentru că oamenii plătesc să meargă în Las Vegas. Eu mă duc, merg la și el iau și bani. Și mă duc. Și bani. Da. Asta zic, am o meserie frumoasă, iar o meserie foarte frumoasă și nu ne încălecăm cu... Știm că are filmări, pleacă, îmi spune, vezi că stai tu cu David, că eu lipsesc 3 zile, am filmări. Ok, îmi fac eu programul ca să pot să stau cu băiat. După care plec eu și zic... V-ați certat, de exemplu, pe educația lui David? Nu, pentru că fiecare a venit cu partea lui care a crezut că a dat cel mai bun, a dat cel mai bun din el, fiecare, și i-am dat băiatului încrederea în ceea ce face, în sport, în artă. Iuliana i-a dat diplomația, i-a dat echilibru. El e un tip foarte echilibrat. David. Așa, el... Diana e mai ca mine, mai are nebunia aia frumoasă, e mai... El e mai foarte selectiv, așa, e mai introvertit.
El dacă reacționează la o glumă, acționează în sinea lui așa, nu... Nu e așa de expansiv. Nu e expansiv, dar eu pe partea altă de aia m-aș și moșteni Diana și mergem să cântăm împreună, că avem același joc de scenă. Tu ai văzut cum face, ea ridică publicul în picioare. David te cucerește prin atitudine, prin inteligența lui cu care comunică cu publicul. Că ți se pare că nu comunică, dar el comunică foarte mult, fără să spună prea multe, știi? Și atunci, poate să fie un actor extrem de complex. Da. Păi în videoclipul meu, dacă vrea să-l pună Roberta Viața din vis, păi are niște chestii, o serie de mișcări, de atitudine, te lasă paf. Deci nu trebuie să vorbească. El doar privește, își dă una prin cap, zice, și îndrăgești videoclipul. Cum ai fost cu ei? Un tată aspru sau permisiv? Nu. Eu am spus că cel mai bine să fii ce îngușești în căpușă. Nu le-am ascuns nimic, n-am încercat să-i învăț altceva decât ceea ce cereau ei. Nu i-am îndrumat decât în momentul când ei au știut ce vor. Pe Diana am auzit-o cântând în camera ei, s-a închis ca să nu vin eu, dar eu am auzit-o. Uh-huh. Atunci mi-a sărit în ochi faptul că avea o voce extraordinar de bună și mai neobișnuită pentru o femeie, care are joase puternice. Uh-huh. David, la fel, când l-am văzut cum privește lucrurile, când se juca cu cățelul sau ceva, avea niște chestii. Zici, uite și ăsta, zic că are verități de actor. Și până la urmă, când și-au descoperit ei singuri veleitățile și calitățile, eu doar i-am sprijinit. I-am îndrumat, zic, uite, tu mergi acolo. Dar nu i-am obligat să facă nimic din ceea ce ei n-au vrut. De exemplu, Diana a început cu campioană națională la tenis. Mi-a jucat, câștigat turnee, a văzut-o Ilie Năstase, s-a antrenat cu antrenoarea ei la Ruxandra Dragomir. Ai regretat că nu a continuat? Dar mi-a spus, tata, nu mai vreau să umplă degețelile, am bătături, eu vreau cu tine pe scenă, cu fete, cu balet, cu lumini, staruri. Și din tenis poți să ajungi star, dar te zmâncești foarte mult. Aici ajungi mai repede că ai datele native mai pronunțate și practic, te ajută ales, și fizicul foarte mult. A ales ceea ce a considerat că îi se potrivește mai bine. Da, într-adevăr, din tenis poți să ajungi să câștigi foarte mult. Dovadă Halep, dacă te ții de treabă și dacă ai puțin talent. Și din muzică poți să ajungi să câștigi foarte mult. Și știi ce m-a făcut pe mine să mă îndrept totuși spre muzică? Faptul că la un moment dat la sport trebuie să renunți în jurul vârstei de 30 și ceva, 40. Când la muzică de abia poți să te lansezi, cum s-a lansat Tina Turner la 40 de ani, s-a lansat. Și acum se menține în top. E sold out când o pui pe afiș. Dar, apropo de muzică, ești mulțumit de ceea ce ai câștigat financiar, vorbim? Da, eu totdeauna am fost foarte mulțumit. N-am comentat, n-am dorit mai mult, nu mi-am dorit să știu cât ia vecinul. Viața mea e cartea mea și m-am închinat și mă închin în fiecare zi bunului Dumnezeu și îi mulțumesc pentru ce frumos are grijă de mine. Că mă întreba astăzi la Radio România Actualități, la interviu, Daniela Mihai, și cum îți arată Dumnezeu că te ajută, că te iubește? Zic, chiar și acum, când găseai tu la ora 11 parcare pe General Bertlo, unde e radio? Niciodată! Și am venit, mergeam cu mașina încet și în fața radioului a ieșit un tip și am intrat eu. Păi asta ce e? M-am uitat în dreapta și am zis, mulțumesc, Doamne! Care grijă? Eu simt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi? În fiecare zi, da. Eu întârzi la toate întâlnirile, nu ies din casă, nu duc nici gunoi, așa cum am spus într-un interviu. Până nu mă rog. N-am cum. Totul e numai credință și suflet și gândesc la binele oamenilor. Eu nu mă rog pentru mine. Doamne, că să-mi fie numai mie. Nu! Și de ce durează atât de mult o rugăciune? Pentru că mă gândesc la fiecare. La un moment dat știam că aveai probleme tu cu băiatul și m-am rugat și mă rog pentru toți oamenii care colaborez, pentru că fiecare are o problemă. Și eu zic, mă, pun și eu o rugăciune acolo, o piatră, să ajut și eu. Că un gând bun de la mine, un gând bun de la altul, uite, poate omul trece peste problemele lor. Și am pozele copiilor, unor prieteni de-ai mei din toată lumea, unde mă duc și călătoresc și copiii au probleme, și le pun lângă icoane și mă rog pentru copilașii ăia în fiecare zi. Și îi știu, Marc Anton Sabinene din Las Vegas, Ștefănuț din Oradea, apropo, salut pe doctor Alin Suciu, Ștefănuț Suciu din Oradea, care au probleme. Adică mă gândesc, Cosmin Mihai, băiatul cabinerii mele, Mihaela de la Teatru Tănase, mă rog pentru el. Adică am efectiv pentru cine să mă rog. Și primesc telefoane, Mădălin, care mă înspăimântă.
la început. Primesc telefon, văd număr de Las Vegas. E 3 dimineața și zic, aoleu, s-a întâmplat ceva, să nu spui. La asta mă gândesc prima dată. Și nu, îmi spune și plânge și mulțumește și zice, Adrian, știi ce faci pentru că... Dar ce s-a întâmplat? Cum e Marc Anton? E foarte bine, zice, copiii care au avut acest sindru nu au murit. Ce el e foarte bine. Zic, Doamne, zic, ești prea mare. Doamne, zic, nu mai știu, îmi vine să plâng, știi? Tot timpul. Că, am citit o istorioară de-a ta când te-ai botezat în Iordan. Da. Și când era rece apa, toți turiștii n-au mai îndrăznit să intre în apa rece a Iordan, pentru că era noiembrie. Și povesteai că ai simțit o căldură în momentul în care da, ai intrat în apa. Eram chiar cu Stella Popescu, Dumnezeu să-l deci cu domnul Arșinel, care s-a prăbudit acum de curând, fiile țărnoașoare, țineți Doamne în lumină pe mari, nu și artiști. Și îmi spuneau, Adrian, nu intra, ești nebun, diseară avem spectacol. Păi tata, ai intrat în gheața, aia te-ai terminat, s-a dus voce, s-a dus gât, intri în febră. Păi eu vin până aici și mi-e frică că Dumnezeu mă va lăsa chiar aici, unde el s-a botezat, își va lua mâna de pe mine, niciodată. Și erau turiști, autocari cu turiști care făceau doar poze, băgau puțin degetul în apă, că nu puteau, erau minus 8 grade, nu, adică nu. M-am dezbrăcat în slip, am rămas în slip. Într-adevăr, primii pași, bădărina, am simțit că mi taie picioarele de aici cu toporul, așa, adică dă direct. Da, contactul agresiv. Și se taie agresiv, așa, da. Mamă, agresiv, foarte agresiv. Și am rezistat, am zis, Doamne, ești cu mine, Doamne, ești cu mine, nu se poate. Și am înaintat, și am înaintat. Mi s-au tăiat picioarele de aici, mi s-au tăiat abdomenul, mi s-au tăiat pieptul și mi s-a tăiat tot corpul, nu mai era al meu, nu mai simțea nimic. Și am ajuns aici, la voce, unde era gâtul. În secunda aia am stat puțin și un metru jumate, doi în jurul meu s-a încălzit apa. Vă jur. Adică așa am simțit eu, nu știu acum ce a fost. O senzație de căldură. Și s-a încălzit. Și am rămas încă jumătate de oră. Ăia și-au făcut cruce. A zis, bă, ăsta nu mai iese, deci viu. Stai nebun. Am rămas încă jumătate. Mădălin, totul era cald în jurul meu. Apa era caldă, așa am simțit-o eu. Și am ieșit și ei te așteaptă cu un prosop, cu un halat și te duci direct la dușul fierbinte, ca să nu răcești. Mădălin, nu că n-am răcit. Tot anul ăla am avut o energie inexplicabilă, săream pe boxe. Dom'le, nu luam nicio medicament, nu am nimic, nu iau decât nicio vitamină. Minerale, iau de astea, că le mai consum și le pun înapoi. N-am strănutat o zi, n-am tușit, n-am strănut nimic. Tot anul ăla a fost, bă, s-a văzut protecția bunului nostru Dumnezeu și de atunci mai am părticică din ea, pentru că eu nu pățesc nimic niciodată, eu nu mă îmbolnăvesc, nu, adică am regimul meu de viață sănătos, știu de ce să mă feresc și atunci nu am cum să mă îmbolnăvesc. E un moment important, o mărturie importantă, o mărturie impresionantă. Da, asta am simțit-o pe pielea mea, ce să mai, nu dau povești sau... Am intrat și am văzut că erau toți înlemniți și eu n-aveam nimic. Da, da, m-a lăsat puțin să văd cum e. Nu m-a luat în prima, că hai că e trai pe vătrai. Nu, am intrat, mi s-au tăiat picioarele, corpul și după aia a început să-mi dea. Încerce să vadă. Să vadă. Dacă să merg până, dacă da, am dacă credința până la capăt. Da, da, cred că asta a fost o încercare. Ai mai avut un alt moment de genul ăsta în care ai știut că a fost alături de da, tine? Da, tot timpul am momente. Faptul că... O situație limită sau... Da, dar faptul că părinții mei au trecut de COVID și nici n-am știut că au avut, copiii mei la fel, toți ai mei dragi au trecut prin perioada asta, inclusiv eu râdeam și ieșeam pozitiv. Și bă, trebuie să stau în casă, că așa trebuie. Dar nu-mi venea să cred, că eu făceam în fața oglinzii. Acum aveam show, acum bine, că a început Pepe cu show-urile online, după aia ne-am dus la el, m-am învățat să fac și eu podcast. Și acum am mare succes. Pandemia a grăbit, practic, evoluția online-ului, pentru că până în 2020... Da, eu nu eram un fan, eu i-am mulțumit și mulțumesc. Și de ce l-am chemat pe Pepe la sala aparatului? Să-i mulțumesc de două lucruri. Mi-a salvat-o pe Diana de la moarte, de la NEC. Da. Și că m-a învățat să lucrez cu online-ul. Și acum am propriul meu podcast care merge extraordinar de bine. E vizionat în peste 30 de țări. Și am foarte multe concerte în urma podcastului, mă cheamă lumea. Normal. Că tu ai văzut, te-ai uitat și tu la live-ul lui Enache, L-A-I-V-U, Lu, Enache pe YouTube, cu Paul Stângă pe care l-am acolo și acum mă uitam să unde intră Paul Stângă, ai podcastul tău. Și zic, hai mă, Paule, zi-o pe aia, păi să ai bani să-i car cu roaba de n-ai mădălin degeaba, dar nu e Paul. Dar vii tu la mine la podcast. Eu am fost în contratim. Eu și Cristina am fost primii oameni de televiziune din România care ne-am făcut podcasturi. Pe banii noștri în 2018.
A, deci nu e să punea problema. Primul, eu am fost, deci primul om de televiziune care și-a făcut podcast în România am fost eu. Dar în acel moment, online-ul, Eu făceam peste 100.000 de vizualizări atunci pe Facebook. Le-am pus pe Facebook, da. Wow, am vrut să-l demonstrez asta în televiziune că se poate face așa ceva. Plecasem de la Canal D și am făcut cu grafică, elemente, video, ca în televiziune. Arăta senzație mai bine ca la TV. Da. Bun. Am făcut o pauză pentru că totuși în acel moment mediul antreprenorial, adică mediul care putea să sponsorizeze genul ăsta de business, nu era pregătit pentru așa ceva și totul a explodat din 2020. Dar noi chiar am fost primii și în 2019 Cristina a avut o campanie cu niște austrieci. Înainte de pandemie am avut emisiuni cu Andrei Marin, cu Andrei Raicu, le-am invitat, am făcut pe lângă ale mele și ale noastre pe care le făceam până atunci. Dar, mă rog, o altă discuție. Dar acum e foarte bine că a explodat genul ăsta și pentru că e un alt business și piața încă nu e supra-saturată, adică încă pot să mai apară și alte nume. Dar așa că pentru tine este senzațional. Te aștept și pe tine la live-ul lui Enache pe YouTube. Pentru că o să te simți, mai ales că e Paul Stângă și o să-ți aduc aminte. Mădălin, ia spune tu când te-ai îmbătat prima dată, ce cântai? Și încep să-ți aduci aminte. Și el te ajută și cântăm împreună. Dar apropo de asta cu șprițul. Nu le am cu șprițul. Nu le ai, nu? Nu. N-ai? Asta vreau să te întrece părerea despre păi, dar vin, nu merge despre... cu modul meu de viață, cu sportul, cu muzica. Adică, să zic că beau un whisky... Așa, vorba bancului. Faci, te îmbezi repede sau? Nu, pe culmea că am testat și asta. Nu ți-am povestit cu mare artiști români. Am fost la mare, așa, cum stăteam noi vara până dimineață. Era Mădălina Manole, Dumnezeu să o odihnească, Șerban Georgescu. Eram la o masă la Hotel Tomis din Mamaia, unde Ionuț Galani lucra, că mătușa lui era directoarea hotelului și lucra, ne aducea frigidere în cameră. Că el mi-a spus acum la podcastul când a fost, zice, ți-aduce aminte că eu ți-aduceam frigidere în cameră, maestre. Zic, aoleu, Ionuțule, dar ce? Și acum e invitat de onoare la sala palatului. Nu uitați, nu mâine seară, poi mâine seară. Voce excelentă. Da, nu mâine seară, poi mâine seară, 4 noiembrie, sala palatului, Adrian de Inimă, Enache, toate genurile muzicale. Mădălin în sală o să fie. Ne-a cântat la nuntă. Te-a cântat Ionuț? Păi și cum nu mai chemam? Voi Mădălin, eram în America? Erai plecat. Așa, te scos. Te-am scos eu. Uite, mă, că a bugat. Ia, fii atent, cu sonor, cu sonor. Dă cu sonor. Dă de la început. Bye, Tony, thank you. Bye. Good, da-da-da-da-da-da. Yeah. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you, Adrian Enache, Tony, make show. Bye, Tony, thank you. Bye. Deci ce mai vrei? Uite, ce-ți povestesc? Senzațional momentul. Vreau să te mai întreb, care au fost oamenii din mediul artistic pe final așa, care ți-au stat aproape tot timpul? Prietenii tăi cei mai buni din zona asta? Ai sau? Păi am. În primul rând, cei care vin alături de mine poimine seară. De o viață, prietenii cu Monica Angel, cu Marcel Pavel, cu Temișan Iordecheai, nu mai spun că se va reface trio-ul pe scenă la sala Palatului, care făcea furori în anii 90. Pepe care erai a cu Iordecheai și cu Temișan, era nebunie. Da, era nebunie. Și sună vocile, acum am fost la repetiție, ți se zică, vai, deci nici nu cântăm cu orchestră prea mult. Acapela așa s-au sunt vocile, este o potrivire extraordinară. Compozitorii care mi-au scris, Viorel Gavril, care m-a adus la Ploiești prima dată, Ionel Tudor la început, la Mihail Arunceanu, Cornel Fugaru, în casa căruia am crescut la un moment dat, cu Monica Angel, ne-am cunoscut cu Marcel și cu Temișan, eram toată ziua, ne scria șlagărele pe care le scria domnul Bebe Fugaru, fie țărna ușoară. Am spus de realizatorii de televiziune, da, care m-au ajutat la început. Apoi am deschis Canal D, că știi, împreună, apoi Irina Radu, îi mulțumesc din suflet, da. Irina Radu, care a fost președinta televiziunii și a fost atunci directoare la Canal D și acum e la Prima și ne-a invitat atunci. Am avut un proiect foarte frumos și cu domnul Lazarov, chiar, era emisiunea mea Furori, Furori, divertisment cu trupa lui Marin Petrache Pechea. Vai, Doamne, iar trebuie să spun, fie țărna ușoară, câți artiști mari s-au dus. Cu prietenul Iur mă văd și acum, domnul Iur de la Canal D. Da, da. Am venit aici la Metropola iar. Foarte mulți prieteni, producătoarea... Ai rămas, și... ai fost într-adevăr, ai prins perioada în care, într-adevăr, sigur că și acum industria muzicală și-a revenit. Da, zice. Andrei Cherește, care mi-a scris acel fabulos cântec, ai fost singură un star... noapte, care mi-a schimbat viața, care dă titlul concertului, vine și el invitat. Ai simțit ca un star în toată activitatea ta aici, da, în România? Da, și de multe ori, și nu numai... Dar eu n-am accelerat, n-am marșat, n-am pedalat pe asta. Știi, când ai o mașină bună,
și te servește și tu îi dai mai mult la blană ca să vezi că și poate. Și credința în Dumnezeu, probabil. Da, că... nu, eu n-am făcut asta. Eu m-am simțit ca un star, dar am fost tot acel copil rebel, drăgălaș, pe care lumea se distrează cu el. Adică n-am avut faza aia, băi, știi cine sunt eu? Eu de-aia mi-am câștigat și respectul brigăzii poliției rutiere. Că nu sunt un sfânt, eu mai greșesc, ca tot om. Dar nu mă duc când am deschis geamul și zic, bă, cum mă oprești pe mine, știi cine sunt eu? Nu, niciodată. Pentru că oricum ai greșit, el oricum are dreptate. Și atunci caut să te împrietenești cu el. Și el spune, da, domnul Adrian, hai că vă ieri, că nu știu, soția vă iubește și v-am văzut ieri la Mădălin Ionescu, la podcast, la Metropola și vă iertă, înțeleg? Adică am faze de astea, mi se întâmplă, că mă văd la emisiune, că mă văd în toate reclamele cu Catena, ce v-am văzut, v-am nu știu ce. Dar asta e să fii drăguț. Nu să arăți tu cine ești, că el știe cine ești. Evident. Dar dacă ai greșit și el are dreptate. Și dacă mai ești și agresiv, apar frustrările alea. Vreau să te întreb pe final, care sunt, după părerea ta, cele mai bune voci din generația actuală? Din generația actuală? De asta mai nouă. Da. Băi, ce-mi plac mie... nu știu, Andra nu mai e din generația actuală. Andra, Nico sunt tot ale mele. Ok, deci așa. Andra, Nico. Așa. îmi place Liviu Teodorescu. Bine, nu mai zic de Connector, că tot așa mi se pare că îl știu de o viață, iar Connector a declarat că el a crescut cu mine și cu Temișan la televizor, deci sunt mândru, un artist complet, Connector. Îmi place așa mult este. De Relu. L-am văzut în niște ipostaze fabuloase. Da, și noi cântăm împreună, mai avem concerte împreună. Așa, băieții de la 3 Sud-Est îmi plac foarte mult și tot ce scriu e șlagăr și ți intră la inimă, așa. Adică eu știu să apreciez și chiar apreciez. Da, pentru că asta se face mai puțină muzică, sunt doar chestii comerciale. Dar sunt oameni care cântă și au rămas acolo. Deci dacă i-ai sunat la 3 dimineața, nu începe să spună, vai, stai că nu mi-am băușatul. Vai că nu mi-am reglat gâtul. Ia sună-mă pe mine, să vezi că la 3... Cânti, fără probleme. Îți cânt, mai, 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 de la ila. Sună-mă. Și ca să vezi. Da, am spus, da, am spus că să mai... Auzi, Feli, îmi place foarte mult. Feli... Fii atent, ți-aș dau emisiune. Mădălin, nu m-ai lăsat. Feli. Feli. Ca să nu trecem, păi nu, mai întrebat. Nu te las că se termină... Da. Păi nu, dar îi apreciez. Da, înțeleg foarte bine. Te-aș vedea într-un late night, da, altfel, de la gen linia fierbinte, tu pe post de psiholog, cu un psiholog foarte cool, vorbim cu oamenii undeva de la 10 la miezul nopții, știi? Da, mă rog, eu sunt psiholog bun, am salvat multe cupluri de la despărțire, au vorbit cu mine unii din ei și... Ai încercat de toate, da. Știi că e mișto, e foarte interesant ce mi-ai propus. Poate se materializează. Poate se materializează. Sună-mă, că eu sunt deschis. Am ideea. Îmi plac provocările. Și le-am propus tot ceva de la Metropola, dacă nu, vedem. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mai aveam o întrebare tâmpită pentru tine, gen... Când, în afară de cele 3-4 partide sex săptămânale pe care le faceți tu și Iuliana, ce vă place să faceți împreună? Dar nu mai avem timp, o să-mi răspunzi. Noapte când vine la tine la podcast. Noapte bună, copii! Bulina, intre Bulina! Da. Mulțumesc din suflet! De-abia aștept spectacolul de vineri seară de la Sala Palatului. Deci nu mâine seară, poi mâine seară. Filmăm, postăm, băgăm pe Instastory, pe Facebook. Mulțumesc mult pentru toate mărturisirile de acum. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Only for Men pentru Ținută. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Ați înțeles, vine Mihaela Tatu. Toate cele bune. Și el după copaci, după ea, Haridan mire hapnarzani. Și ea, ne 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 par hapnene dani. Adică, îți dă nebunești.